Titi Aur, specialist în siguranța rutieră și conducere defensivă, a explicat de ce este important să folosim luminile de întâlnire pe timp de zi. Specialistul spune că este mai bine să nu aprinzi deloc luminile decât să aprinzi doar poziția. Luminile de zi sunt obligatorii peste tot, de la jumătatea anului trecut. Ziua o mașină cu lumina prinse este percepută cu 3 secunde înaintea unei mașini fără lumina aprinse. La o viteză de 100 de km la oră facem 27 de metri pe secundă. În 3 secunde se ajunge la 81 de metri. Cu 81 de metri făcut de șoferul care vine din sens opus, vorbind de o distanță de peste 150 de km înainte de întâlnire. Asta înseamnă că acea mașină poate fi evitată, ocolită, dacă există riscul unui accident. Mai mult decât atât, când Nimeni nu aprindea ziua luminile de întâlnire, ochiul șoferului era format și obișnuit să se uite după culorile de mașină. În perioada comunistă era chiar o teorie ca șoferii să-și cumpere mașină de o anumită culoare pentru a putea fi vizibilă și în siguranță. Atunci ochii șoferilor erau obișnuiți să perceapă culorile de mașină. Pe când acum, când majoritatea aprind luminile, ochiul s-a obișnuit să se uite după faruri, a spus City Aur. Specialistul în conducere defensivă spune că e mai bine să nu aprinzi deloc luminile decât să aprinzi doar poziția. Dacă din față vine o coloană de mașini cu faruri aprinse și una sau două mașini nu au farurile aprinse, eu, cel care merg înspre acea coloană, am senzația că acolo pot să depășesc pentru că e loc liber. Plus, faptul că mașina cu farurile stinse o percep ca fiind la o distanță mai mare. De asemenea, când există soare puternic din spate, trebuie să-mi imaginez că cei din față sunt torbiți, iar atunci poate fi aprinsă chiar faza lungă, pentru a fi și mai vizibil. De asemenea, poate să apară un cont de umbră și să nu fiu văzut. Mai sunt și mașini care merg cu poziția aprinsă. Când văd pe cineva cu faruri stinse, eu spun uite un uitu. Când văd pe cineva cu poziția aprinsă, spun uite un needucat. Dacă a prins poziția, nu ai făcut nimic. A precizat Titi Aur. Relatează disiniu.ro.